Yo, salutare, frate, bine v-am găsit la un nou episod din Far Cry 3. Suntem exact de unde am rămas episodul trecut, adică ca și misiune de unde am rămas episodul trecut. La 2 minute după nu am apucat să fac nimic și suntem pe cale să mergem la casa Wellsor, ceva. Ideea e că să terminăm zona asta, să avem totul curat și după cred că o să mergem să la sora noastră, Lisa parcă o chema, nu Lisa, cealaltă, una dintre ele, mă rog. Deoarece este acolo și nu vreau să avansez atât de mult cu zona și să nu am măcar prima zonă de început complet curățată. Așa că mai întâi o să mergem încolo să știm că avem toată zona asta complet safe de inamici și că n-au ce căuta la noi. Și că... Ok, n-am reușit să-i calc, fuck. Ok, hai că băgăm aici o mare, mare întoarcere. Unde-s mă ăștia? Ok, ăla e mort. Adică mai e unul undeva. Da, e acolo pe munte. Ok, cred că l-am omorât doar pe unul, nu pe amândoi. Ceea ce e o problemă, un pic. Bă, și atrag după mine, nu e ok. Unde-i, mă? Aoleu, uite, uite animalii. Ok, hai să fiu aici la drum. Păi, ce-s, mă, reptilele astea? Deci o să le lutăm, că nu mă încurcă cu nimic, din contră, că am nevoie de ele lutate. Deci că nu știu unde e inamicul ăla. Dragon skin, e un fel de dragon ăsta. Păi ești nebun? Mă, ca și nume, vă dați seama, da? Tot mi se pare interesant. Nu vreau să-mi consum gloanțele prea mult, ok. Am zis că nu vreau să-mi consum gloanțele prea mult, dar nu-i bai, nu-i bai, eu, noi suntem ok. Aoleu, uite, inamicii, știi ce? Cred că vreau să mă urc la loc în mașină. Taci-mă din gură. A bubuit cumva mașina în spatele meu sau vreo mașină? Nu, slavă Domnului. Hai, înapoi în ea. Trebuia să stau pe lângă aia să-i lutez, să văd. Mai luam și niște gloanțe. Pentru că stau destul de prost cu gloanțele în momentul ăsta. Dar na. Descurcăm cu ce avem. Ai, mă, nu mă mai bag cu toată lumea, că deja am pierdut o grămadă din episod. O, nu chiar așa mult. Nu mai vreau să pierd așa mult timp. Asta e ideea. Bătându-mă cu toți. Toți nătărăi. Vreți să ne batem? Hai la camp. Lau, nu vreau să mă prind din urmă. Am văzut, băgam ieși. Să nu mă calci cu mașina, așa nu săra de pe PUBG. Deci nu mă calc cu mașina. Ok, l-am văzut pe boss. Ok, headshot la fix. Hai să-i lutez și eu repede pentru că nu mai am gloanțe. Și chiar e indicat să-i lutez. Loot body. Mă, mai mult pentru gloanțe decât pentru bani. Oh, fiecare de ăsta are câte o... Mamă, altă mașină, nu mai pot. Nu mai pot, frate, mai sunteți mulți. Mori. Și mai ai un prieten, nu? Da. Gata, v-ați terminat, da? Mă duc direct încolo, nu mai stau să mă bag cu ăștia, că... Durează la infinit. E aproape campul, da, 200 de metri. Facem pe jos cu mașina, nu... Câți tată sunteți? Câți sunteți? M-am mâncat pe mine în fund să vin să mă bat cu ei, nu? Ok, e un drăguț acolo. Și mai e un drăguț acolo. O să mă ocup de drăguțul de acolo. Căruia îi zic să se ducă mai încolo. Ca să pot să-i dau frumos asasinare. O, o să-i dau cu shotgun, mă, băiat rău. Și ăla de mai jos e... E jos, n-am treabă cu el, momentan. Îl văd prin pereți, e ok, am wall. Am wall hack. Bă, nu știam ce-i cu piata asta așa... Așa pătrată, cream că e... Cream că e copac la început. Mi se părea dubios. Bă, du-te și tu mai încolo, nițel. Nu vrei?
Faci fițe, da? Mori, mă. L-am făcut salam. De câte ori am dat. Hai să-i dăm și un loot repede, repede, jur. Toate astea vreau să le lootez pe aici, nu știu. Depinde cât de repede merge, merge repede, le terminăm. Ha. Mă, poți... Asta e tiroliana, nu e cablu de curent. Dacă o folosesc ca tiroliana mea... Mi-am prăjit dinții. Hai să mergem la ea atunci. Nu! Oh, n-am pierdut damage, nice. Am consumat o seringă fără să vreau. Voiam să-mi dau heal de la când își îndreaptă el degete și le și tâmpenii. Voiam să consum o seringă pentru așa puțină viață pierdută. Uite un buggy, ce mișto e buggy-ul ăla. Ok, vreau mai întâi să le stric sirena aia. Oh, vreau mai întâi de tot să-i detectez pe ăștia, să văd pe unde îs. Avem un prieten acolo. Mamă, sniper. Deja sniperi. Ok. Unde-i bă alarma aia? Mamă, e acolo alarma. Hold to disarm alarm, e distrus alarma. Lampa la acolo, ăla acolo. Toți cu shotgun și ăla cu sniper până acum. Ok. Casa asta aparent nu pot intra. Aud o mașină, sper să nu vină și mai mulți că nu-i bine. Ok, ok, ok. Totul bine, sniperul ăla e pe moarte și el, în curând. Vă zic sigur asta. It's hot. Ok, aici o să fie ascunzătoarea după ce le luăm măsura campul. Cred că a văzut la cadavru precinului său. Bossule, ai murit așa în sal. Nu mult. Nu puțin. Ăsta sudează, n-are treabă, bă. E pe treaba lui. Și ăla auzi, dacă m-am pușcături. Ok, mai e unul care vine. Unde te duci, tată? Ne întâlnim și noi pe aceeași parte? Mai e unul. A, ba da, ăștia au fost toți. Ok, bine. Bă, a fost ok. Îmi place mult combatul în jocul ăsta. E foarte fain. Foarte bine realizat. Chiar n-am nimic să-i reproșez. Foarte calm mi-a făcut. Așteptăm să-ți fac și eu level. Cât mai am până la level? Mai am puțin. Cred că m-aș putea duce acum bine mers să fac misiunea aia. Da, n-am niciun inamic pe hartă, n-am nimic ce mă supără. Ok, hai să intru și eu în casă aici. Să văd dacă putem face un upgrade la arma asta. Chiar ar fi mișto să-i putem face un upgrade, că avem și ceva bani. Assault rifle. Nu, n-avem niciun upgrade. Da, o putem vopsi. Și cred că odată ce am vopsit o armă, ne rămâne desenul pentru toate armele. Ceea ce ar fi fain dacă aș putea. Deci, aș face așa ceva. Îmi place cum arată. Ah, bine. Ce naiba, abia am început jocul, hai să ne distrăm și noi în sal. Știu, cu banii am puteam cumpăra alte tâmpenii, gen gloanțe și... Nebunii, da, nu cred că are rost. Mai bine să ne distrăm, că până la urmă e un joc. Asta e toată ideea lui. Să faci chestii fun pe care normal în viața reală nu le-ai face. Gen, cu puținii bani pe care ai pe o insulă probabil nu ți-ai cumpăra și n-ar fi deloc cea mai indicată idee să... Să-ți cumperi skin-uri pentru arme în loc să profiți și să îți iei arme mai bune. Hai să mergem acum la
la locul unde o putem găsi pe surioara noastră. Cred că e sora noastră, ar fi ciudat dacă n-ar fi sora noastră și tot timpul am zis că e sora mea. Dar ar fi bine și dacă ar fi iubita noastră. Adică na, e bine. Mă bucur pentru fratele Jason. Mamă, ce bine arată skin-ul ăsta pe armă, ești nebun? Chiar îmi place, nu regret că l-am luat. Încotro e turnul, nu știu dacă o să putem ajunge episodul ăsta la ea, la tipă. Nu știu, vreau și eu să văd cum o cheamă. Nu-mi zice, bă. Sunt dezamăgit, ok. Îmi zice cum îl cheamă pe tipul la care stă. Tipul la care stă. Cine ești, bă, tu? Ok, sunt doi băieți de șapines. Ieșim în spatele ultimului, îl luăm cu F-ul și... Ai. Ăla e calmă. Mamă, câte gloanțe am consumat, am tras ca idiotul. Ai, băga mea, și n-a fost o idee bună ce-am făcut, n-a fost o idee bună deloc ce-am făcut. Ce naiba, muriți! Muriți cu toții! Ok, mort, mare grenadă, nu. Ok, mai am un de ăla de heal, spre fericirea mea. O să mănânci, era eu să zic ce o să mănânci. Dar nu pe mine, în niciun caz, pe mine nu, eu nu sunt de mâncare. Gata, și ați fost toți? Poți și să iau gloanțe pentru armă acum? Nu, mai vin încă 100, mă. Bă, lăsați-mă în pace, bă. Vă dați seama dacă puneam dificultatea și mai mare, cum ziceam eu la început? Că o să fac? Că nu mai scăpam de ăștia? Mort. Lăsați-mă, duceți-vă, faceți altceva. Calmați-vă. Ar trebui să stau să-i lutez pe toți așa, deoarece sigur aș găsi niște chestii bune. De aici, dacă n-aș avea episodul pornit, poate aș face chestia asta. Dar așa e o mare pierdere de timp pe care nu-mi permit să mi-o asum. Însă, gloanțele o să mă duc să le lutez. Gata, acum avem și noi gloanțe full, pentru că am consumat o grămadă și așa putem ține destul de puține gloanțe. Trebuie să mă duc să le lutez. Mai aș vrea să ajung la... Nu la camp, la Radio Tower. Să avem și noi zona, măcar să știm pe unde avem drumuri, pe unde ar trebui să mergem și... Să știm ce să ocolim, cât de cât. Adică în față, cum mergem noi acum, avem mare camp inamic. Bă, ocolește-și tu ruinele astea, în Dumnezeu mare. Unde e turnul? Nu-l văd sau am eu parez la ochi? Și la mașină acum. Ok, acolo turnul, e totul bine-s. Bine-și. A, ei, inamici. Coboară din mașină că nu poți să tragi. O fi un skill ca să pot trage din mașină sau pur și simplu nu poți? La noi mor, nu? Ah, da, ok. Ai, am dat headshot. Chiar cream că i-am dat headshot, dar... Cea mai ei, nu, mi s-a părut. Îmi place foarte mult cum cad caracterele în jocul ăsta când sunt împușcate și tâmpenii de genul. Hai mă, ia și tu glanțele alea, nu vrei să le ai, nu? Aba, da, le-ai luat, gata. Ele și pe astea să fie 60 și ne-am dus la turn să-l capturăm repede de pe jur. Foarte bine făcut ragdoll-ul. Ragdoll-ul înseamnă în momentul în care caracterul moare sau devine... nu se mai mișcă, ca și un om real atunci când nu-și mai folosește mușchii. Cade într-o anumită poziție și foarte, foarte naturală și foarte spectaculoasă, arată bine. Și sunetul e foarte bine făcut, scârțitul clădirilor și nebunii. Și chiar sunt greu de făcut. Scârțitul acela de metal e foarte greu de obținut încât să pară real.
Și acest joc chiar reușește să nimerească foarte bine sunetele. Oh, uite gloanțe. It take. Ah, nu, e doar money. Probabil ar fi zis money and ammo, dar având în vedere că am gloanțele full, nu, ammo nu-mi zice. Abia aștept să-mi pun lumințele acelea în spate. Probabil când vedeți voi videoclipul acesta, fiind episodul 3 și filmând toate episoadele în aceea zi, durează ceva. Probabil la început deja școala, când vedeți voi acest episod, sau e duminică ceva. Dar cel mai probabil e duminică. Sau luni. Pe acolo oricum. Deci că marți, când am filmat, când filmez acest episod, abia am dat comandă de telecomandă și un receiver pentru lumințele din spate. Pentru că am o bandă de lumini pe care n-am pus-o și abia aștept. Deci că receiverul și telecomanda e stricată. Și m-am comandat un set. Acum pot să am macau și gen din banii mei. Bă, du-te și tu pe zipline-ul ăla. Dar încotro mă duc. Aoleu, ce rășii în zona asta. Măcar am o mașină acolo. Asta e ceva. Unde era mașina? Bă, am văzut bine mașina sau nu? Era naiba în praznic. E mai departe un pic. Ce bine a pe portocaliu ăsta mașina. Chestii de lutat pe aici, chestii interesante. Da, sunt două cufere aici. Aici 40 de euro aproape. Aici încă 20. Donații puternice. Și ne urcăm în mașină. Încotro vreau să merg. Vreau să merg să iau frunza aia în primul rând. Pentru că îmi fac o seringă cu ea. O frunză, o seringă. Văd și un relict. Pe harta a pornit muzica de război, pe semne că am inamici pe lângă. Lucru ce-i foarte probabil. Dar nu o să merg acum să iau relictul, nu se merită. Bă, încotro e drumul. Trebuie să mă întorc, să merg pe același drum, pe drumul ăsta foarte mare, doar că... Cum mă duce drumul, așa mă duc. Și ar trebui să ajung fix la... Miss iubita mea sau sora sau ce-o fie. Alte frunze pe aici care ar fi fost foarte bine dacă le luam, însă n-am făcut-o. Nu o să mă opresc, am pierdut deja destul de mult timp. Vreau măcar să ajung acolo, opresc episodul și sau nu, sau luați primul cutscene. Nu știu, văd. I'll see. Uite un planor. O să-l încercăm cu siguranță. Chiar sunt foarte curios să văd cum mai e să planezi. Ok, băieți, însă deja am episodul de vreo 18 minute. Eu o să-l închid aici. Vă mulțumesc frumos pentru atenția acordată. Nu uitați să apăsați butonul de like, share și subscribe dacă vă place seria. Și ne auzim la episodul următor. Ciao.